Pauza de bine Un podcast de life design De Cristina Oțel Salut! Episodul de azi este unul de stare și pentru noi a fost chiar o pauză de bine. Aprilie e luna mea și de obicei îmi ofer timp să fiu recunoscătoare, să fiu în general mai mult decât să fac, să mă uit spre interior, să încetinesc. Asta cumva mai mult decât o fac on a daily basis, da, mai mult decât o fac de obicei. Ziua mea este pe 8 aprilie, așa că episodul 88 eu nu l-am putut vedea altfel decât ca fiind unul făcut împreună cu frații mei. Conversația noastră de azi a fost despre cum e viața cu frați, despre cum o vedeam cu ochi de copii, cum o vedem azi, despre ce admiram sau poate invidiam unii la alții și despre etape în maturizarea relației noastre. Am depănat multe amintiri, am râs, nu am avut un script, nu am avut nimic planificat. Tot ce știam este că ne dorim o conversație care să fie una cu sens pentru tine, pentru oricine ne ascultă și pentru noi să fie o experiență de care să ne aducem cu drag aminte. Dacă ai frați sau surori, poate ascultați episodul împreună și o folosiți ca pe o oportunitate de conectare și de depănat amintiri. Dacă ai copii, care poate se ceartă în perioada asta mai mult decât ți-ar plăcea sau ți-ai dori. Sper ca dialogul nostru să îți aducă speranță că se poate să fie mai bine și că lucrurile se schimbă. Oricare ar fi însă contextul tău ce ne dorim și eu și Andy și Alex este ca această conversație dintre noi și acest episod de podcast să fie într-adevăr cu energia aia de pauză de bine cu care te-ai obișnuit. A trecut un an de când am lansat această tradiție, despre care nu știam că o să devină un fel de tradiție și ne-am întâlnit, atunci ne-am văzut online anul trecut. Da, e mă bucur că de data asta e face-to-face, că măcar eu îți mulțumit că o să se audă mai bine. Da, avem un inginer de sunet între noi. Exact. Exact, și avem microfoane, avem nu știu câte stative, o să facem poate și o poză pe final să arătăm haosul. Și mă bucur că, uite, anul ăsta ne vedem face-to-face -face și nu, nu ne mai limitează atât de tare pandemia și toată nebunia. Știați că episodul de anul trecut cu noi are peste 2300 de ascultări? Oh, oh. mult! Mai știți ce ați mm, zis? Știam, da! Nu mai știu. 100. Am vorbit despre creativitate. A bine, da. Și am vorbit despre ideea asta, cât e proces, cât e freestyle. Și m-am uitat de dimineață și sunt peste 2300 de ascultări. Which is a lot. Ce da, e. Cum da. e în topul. Episodului? Cum se vede? Știam, de sus? știam că o să mă întreb și nu am un răspuns <laughs> pentru asta, dar o să fac. Am Excel-ul pregătit, în top dar trebuie să suntem, dau acolo un film. Suntem să în văd. top 10? Top 13, maybe? Uh, nu Alex. știu exact. We have to do better. Da, 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 nu, Da, hai să vedem ce iese acum. cu episodul da. de azi. Da. Na. Uh, și ne gândim și la oamenii care ne ascultă, așa că, chit că noi suntem în familie, hai să ne concentrăm. Mă gândeam, hai să fac o paranteză. Am descoperit, relativ recent, deși podcastul nu este mm -hmm. unul recent, că Kate Hudson și fratele ei, Oliver, au lansat un podcast. Sibling Revelry se cheamă. Și mi s-a părut foarte mișto ideea. Și m-am gândit, măi. Ce-ar fi să vină Kate Hudson? Nu, nu la asta m-am gândit, deși nu mi-ar displacea să stau la o poveste cu ea, îmi place foarte mult energia din familia lor, dar mă gândeam că, uite, voi știți că eu am scris foarte mult din sfera de parenting în anii trecuți și... Toate conversațiile, toate, îmi asum această generalizare, toate conversațiile despre frați sunt despre copiii mici, despre ce faci când apare un frate nou în familie, despre bă, rivalități, despre mm -hmm. cum se ceartă, despre invidie, despre lucruri de genul ăsta. Dar nu aud foarte multe conversații despre cum e când frații ăștia cresc, pentru că și noi am avut niște perioade mai, mai intense, mai ciudate când eram mici, Că na, așa e dinamica uh -huh. și am ajuns într-un punct în care eu prețuiesc foarte mult relația noastră. Da. E adevărat că toți suntem peste 30 de ani, pentru cine ne ascultă și are copii mici care se ceartă. Da. <laughs> Dar există speranță uh -huh. și ce-mi doresc eu cu conversația asta de azi e să, nici nu știu, să dăm un pic din casă la modul, uite, există etape în relația asta și uh -huh. lucrurile o să meargă. De cele mai multe ori zic eu spre bine, că mai știu și de adulți care nu țin neapărat legătura cu frații. Da, 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 da am, auz am auzit și eu de situații... Voi ce vă amintiți despre când eram mici? Aveți o amintire preferată când vă gândiți la noi când eram mici? Eu am duminicile la bunii cu oh. șnițele și... Uh -huh. Supă de pui. Supă de pui, și era meniu standard. Exact. Asta când nu era, era tot timpul, când da. era în sezon. Da, cel mai mult îmi plăceau weekendurile în care era și lapte de pasăre, când mergea bunul la vânat păsări și... Da, așa, așa zicea. așa zicea că, așa că a fost să mulgă <laughs> Da, erau... Um... No birds were harmed during... Dar știți, uite, apropo de asta, e interesant cum ne atașăm de niște lucruri, cum au fost întâlnirile astea de duminică. Mulți, mulți ani mai târziu, eu mi-am dat seama că pentru mine duminicile sau weekendurile în care mai făceam șnițele, acum pe motive de ce e sănătos și ce nu, le-am rărit considerabil, dar eu nu mi-am dat seama, mult timp, că eu de fapt am asociat ideea asta de șnițel cu piure și, mă rog, câteodată varză roșie, cu sentimentul ăsta de togetherness și de familie și de... E foarte interesant că zici asta, că și eu... S s s Acum na, sper că nu vă e foame când ascultați, că când... <laughs> dar ideea e că și eu la fel am asociat toată pregătirea șnițelului și mirosul de șnițel și de-aia mi se pare că sunt și foarte pretențios că mi îmi place și mănânc șnițelul doar când e făcut cum era la bunii. Exact! Și dacă e, dacă e subțire bătut și dacă e crunchy și crusty și piureul ăla și cu salata roșie mm -hmm. mi se pare că e și mai... De-aia ziceam de salată roșie că la mine aia leagă șnițelul de cartofi și tot. Da. De... Trebuie să menționăm că e ora 1 acum când sau aproape exact. 1 când înregistrăm și nu am mâncat de prânz. Da. Deci, și nu aveam un script, deci nu e ceva intenționat că exact. am ajuns aici. Mm. Și da, mi-aduc și eu aminte de întâlnirile astea de duminică și știți ce mai era? Filmul. Filmul în de... video, filmul da, filmul înregistrat de, de, de. de Bunu, fie cu niște serie înainte, fie da pe casteta. La televizor sau mai e era Formula 1 uneori. Uneori, aia da. Era mai târziu un pic. Aia da. A fost mai târziu. Da, a fost. Da, da tradiție. Era siesta aia de după că da. ne-și luat somnul pe. Da, 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 pe acolo. uneori. Tata de multe ori adormea. Pe... Păi unii <laughs> da, unii cădeau în la datorie. Și mai era și tot timpul mă, mă rog, masa aia din living și tot timpul întrebarea aia, unul avea tot timpul sticla aia, dacă v-am o sticlă de votură în în bar și de câte ori în vitrina da. din dormitor. Da. Și era cu un cal în ea, Aha. de sticlă, în mijloc, și tot timpul era un vin toca sau ce nu mai da. știu, alb. Și tot timpul îl întrebam peste când îl bem, peste când îl bem, și tot zicea că la ocazie specială, la ocazie specială. Nu știu dacă, cred că vinul ăla încă e acolo, dacă nu mă înșel. Se poate, la un moment dat a zis că poate la nunta mea. Da. Asta nu s-a întâmplat, nu da. nunta, ci băutul vinului. <laughs> da, 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 da. Alex, tu ce-ți amintești? De fapt, tu ai zis de duminică. La da, bine, duminici. da, dar mai aminteam și de excursiile pe care le făceam. Și când, uh... Oh, God mi -a luat. Amint, asta da. aveam. Păi hai, tu atunci. Eu pe asta aveam cu, mi aminteam de excursiile și în mod specific alea cu poze cu Nutella la gură, toți ah, trei. exact, exact. Nutella era o... Cred că eram în zona aia unde sunt culele. Vatra Do Dornei. Vatra Dornei? Cred că la Vatra Dornei era poza aia cu noi trei cu Nutella pe față. Oh cred God. că poate să fie cover acestui... Uh... Uh, mai podcast. Ce Eu de, mai am pe undeva. Ce tare! Acum n-aș mai putea să mănânc așa ceva. Nici atunci nu, nu m-am dat în vânt după ele. Hai să nu zicem e, niciodată. E, e Eu dulce. aș mai putea să mănânc un pic, dar nu un pic. Așa, dar da. da Ad voi vă dați seama ce eveniment era pentru noi atunci când mâncam Nutella? Da, adică, da era, era, era. Păi era Nutella era... și super era... simplu, știți? Dădea o felie de pâine, țac, pac cu mm. niște Nutella, here you go, dinner. Știți? Da. după aia, cred că... Acum, eu nu le-aș putea da copiilor. Ei nici n-au mâncat Nutella, dar acum când mă gândesc la cât era de dulce și cum sunt ăștia ai mei seara, eu cred că s-ar urca pe pereți. de la... Probabil. <gâng> dar mai făceam din astea? Nu știu, nu mi-aduc aminte. -am amintesc, dar nu tu știu. ești mai mare, ar trebui să-ți amintești dacă eu și Andy ne urcam pe pereți. Nu mi-aduc aminte. Uh. Mi-aduc aminte foarte multe alte lucruri. Astea nu știu cât uh. vă urcați voi pe pereți. Și mi-aduc aminte când plecam cu... Dacia da. și aveam bagaje din alea, Acum acum mai vedem oamenii mergând la sală, bale așa, nu știu, cilindrice, știi, nu valize. Le știu. Geamant, da. Nu știu, geamantane, nu știu cum se cheamă alea și uh, erau puse la picioare și uh -huh. <laughs> stăteam cu picioarele pe ele și plecam așa la drum lung și am cam străbătut țara în lung și în lat. Puține da, da, da. sunt locurile pe care nu le-am văzut. Acum, Michael a... Oldfield a fost cu noi. Vai, wow, Guns, Aerosmith Oh Smith, my god, toate Michael melodiile pe care le în... Și vă mai amintiți că când Shadow a avut tata perioada cu Herbie Hancock? Da, 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 și bătea la tobele acolo Vai de trompete Trompeta aia Vai de capul Eu meu Ne -teroric. Herbie mai bine. Hancock era <laughs> Îți zic eu, pe copertă era o chestie așa de lumină de apus și era o, o sculptură de aia, African Sculpture, așa pe, pe copertă și scria Herbie Hancock. Nu, nu mai aș știu dacă aș aș asculta, dar... mi -aș aminti, da. da. Nu. Dacă vezi coperta pe Spotify. În schimb, că... da, și muzica din Cartea Junglei, în schimb, a fost o perioadă când tati a devenit interesat de ce mai ascultam noi. Și am avut perioada cu DJ Bobo, cu na, na. astea Nana, na, cu, zi, cu ăștia cu care cântau Coco Jambo și toate, da. știi, mixtapes pe care le cumpăram și ne punea, era așa da, curând. Da, mixuri. Eu nu știu de ce, mi-am adus aminte, sigur, odată că sunt fiecare an în care îmi podobeam Bradul și mm -hmm. it was a big deal. Și eu mă bucur că am reușit să aduc asta și în în familia mea de acum. Și când făceai regiile alea cu, cu colindele seara. Da, am vrut să zic a, și eu da. despre asta. Asta e bună. Cu, făceam spectacol de Crăciun. Bine, nu asta, nu, că copiii mei mi-ar zice să mă duc să-mi văd de treabă. Dar uh, era mișto că ne adunam și făceam spectacol acolo în camera mea. Dar și era ceva foarte serios. Eu aveam emoții și înainte. Și ne pregăteam, de, era, normal. Făceam pregătiri cu câteva zile înainte, poate chiar să știu. Aveam cu intro cu bună seara, bine ați venit da, și... Da, da. da, și tot timpul, undeva pe la jumate spectacolului, mami trebuia să meargă să vadă neapărat dacă e ceva cu cafea, ceva la cuptor și exact. Exact, După aia venea înapoi și, și, da. și venea... Hai să ne oprim aici pentru că uneori pot e ascultat de oameni de toate vârstele, ca să fiu așa discretă da, și să corect. nu dăm să nu dăm informații care încă nu e cazul să ajungă la ei. Da. Dar da, într adevăr tot timpul dispărea că mai trebuie să facă o cafea seara, like. Exact, m-am și eu de cafea <laughs> și astăzi, mă Asta gândeam. Era, erau ideile tale, astea cu, adică spectacolele astea sau au fost era un cover-up. Auzi, e interesant acum... Bine, pe de-o parte, eram la o vârstă la care... Dețineai niște dețineam informații. Dețineam niște informații pe care voi încă nu le dețineați. Dar, uite, mă gândeam că ar fi fain ca să trecem de la una la alta. Să facem acum un spectacol? <laughs> nu! <laughs> pentru că n-ar ieși altceva ceva decât o mare criză. De râs, sunt convinsă de asta. Dar sunt curioasă, dacă acum vă uitați înapoi, cum vă percepeați voi... Rolul, poziția de frate mai mic, frate mijlociu, frate mai mare. Și o să, o să zic eu prima că da. să explic un pic și cum am sărit de la una la alta. Apropo da. de spectacol, eu am avut o perioadă pentru că între noi sunt Cin 5 și 7, 7 ani 7. și fiind și fată, cumva a fost o perioadă lungă în care era o ruptură între noi. Eram la, da. la niveluri de dezvoltare complet diferite și mie îmi plăcea să fiu șefă. Și mie mi se părea și sunt foarte curioasă ce vă amintiți voi și așa mie îmi plăcea să vă spun ce să faceți, când să faceți și mă simțeam foarte în elementul meu. Adică dincolo de faptul că era spectacolul ăsta for a reason, îmi plăcea să fiu, da, regizor, să vă zic cine, ce zice, cum zice. Partea asta pedagogică ai păstrat oricum, dar acum uitându-ne înapoi existau... îmi place că există pedagogică, exista de atunci... Doamne ferește, Alex, ce diplomat ești! Dar nu, bine e bine, bine, bine. Da, mi amintesc că oricum că atunci când pleca mama de acasă și rămâneam cu tine, era mai erai mai strictă decât ea parcă în. Pe bune? De da, ce erai mai nu știu, Dar n-aveam voie să facem o grămadă de chestii, cred că tu ți era teamă să nu facem ceva să ne lovim sau barnăm. Nu știu, de exemplu, la Dacă o... vă zic că nu mi aduc aminte de chestia asta, erai o a doua mamă. Da, adevărul e că atunci când rămâneai cu noi, erai mai vicious dacă făceam lucrurile pe care nu aveam curaj să le facem cu mama, dar mi se pare perfect normal acum, pentru că erai tot e, copil, e, e, tu simțeai probabil că e o responsabilitate pe lângă cea de, a, de soră mai mare, era și responsabilitatea care ți-a fost îngăduită de părinți, știi? De a avea grijă de ei și atunci tu aveai, like double responsibilities on your head și simțeai că ești mult mai responsabilă de ce se întâmplă acasă. Băi, nu m-am gândit la asta, dar sincer, sincer, eu nu mă aduc aminte de momentele astea în care am rămas acasă. Oricum nu cred că au fost multe. Nu multe, dar... Bă, dar nu mi-aduc aminte, adică mi-aduc aminte că dacă ne ore, jucam îmi era... plăcea să, să zic eu cine ce face, cine unde stă da. și cred că eram enervantă uneori, really. Și îmi dau seama de lucrurile astea de multe ori din dinamica dintre Alex și Sara. Mm -hmm. Când Alex zice, nu că ne jucăm așa cum zic eu, nu mm. cum vrei tu sau mai întâi facem ce zic eu și după aia îi spune că mai, după aia ne jucăm ce vrei tu, Sara și that time never comes. <laughs> Știi? Da. A, asta, ca să răspund mai direct așa la întrebare cum am perceput fiecare rolul nostru de frate mijlociu mic mare și așa mai departe. Uite, eu de exemplu fix în, în ideea în care ziceai tu că... Tu erai sora mai mare și simțeai că trebuie să ai mai mult, să fii mai, să mai în control, așa mai. să ai mai mare grijă de uh -huh. noi. Asta era un lucru pe care îl simțeam eu în contextul respectiv: că, fix în difer diferența asta de vârstă, tu deja erai la un nivel la care noi nu eram și uh, mi era mai ușor să relaționez cu Alex uh, în perioada respectivă, uh -huh. pentru că tu deja părea că ai activități, la da, alte tipuri de preocupări. Da, de om mai mare, știi? Chestia aia de mm -hmm. cum era și când eram în... adică noi am avut uh, șansa asta să fim la aceeași școală at some point sau cel puțin mm -hmm. nu știu, eu cu tine Alex, cred că, sau nu mai știu cred cum că a te fost. te prins și pe tine. L-a prins și pe Alex, Sau nu tu mai tu știu. prins pe, nu mai mai prins, să nu Nu cred că, nu cred că ai mai prins nu, o nu, pe Cristi. Nu -aveam cum. Uh, Și era chestia aia că într-un fel, când noi eram în ace eu cu tine eram în aceeași școală, mi era și un pic așa ciudat uh, Mă duceam la tine în vizită, în pauze uneori, dar era ciudat că simțeam că nu am ce să discut cu voi, cu, mm -hmm. cu tine și cu colegii de acolo, cu toți pe care aveai și că simțeam că sunteți foarte mari. Nu și... da, și... dar eram eu, era Diana, <coughs> care era, era na Diana, Diana era nelipsită <coughs> de la noi de acasă. Da, fan, uh, <laughs> fan Asta, Schumacher, asta da. mi-am legat de Diana foarte mult, da. <laughs> Da, 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 mi-amintesc că, uite, cu, cu Diana vorbeam foarte des așa, dar era, totu era chestia aia de frate mai mare cu care nu simți că ai, adică nu poți să intri în grupul lor de prieteni, mm -hmm. știi, că sunt prea mare, adică era diferența mm -hmm. de 5 ani, doi ani mai mergea, uite, la mine și la Alex, cumva, mm -hmm. în grupurile noastre de prieteni mai aveau puncte de intersecție, dar deja era prea mare. Da, 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 înțeleg. Granița aia, știi? Înțeleg. De vârstă. Și cumva nu simțeam că pot Cum mi-am făcut grupuri comune De prieteni cu Alex La tine nu simțeam că pot să fac asta Că uh -huh. era mult prea mic pentru ei uh -huh. Na. Uh -huh. deci asta Când ai una. zis că am, am fost Împreună la aceeași școală tu erai 5-8, eu eram la liceu. Mm -hmm. Nu am detaliile foarte clare, poate-ți mai aduci tu aminte. Mă rog, sunt două lucruri. Unul e când mergeam împreună la școală și eu sunt figuroasă și tot timpul aveam mâinile da. reci, ne țineam de mână și tot timpul erai foarte cald. cald. Da. <laughs> și mergeam împreună. Și cealaltă chestie, apropo de soră mai mare și de de cool mă simțeam uneori, cineva cândva s-a luat de tine. Așa, da. O să povestesc și, după a meu cu Alex o chestie de asta. Efectiv, nu mi-aduc aminte de, de detaliile, știi? Dar știu că ai venit și mi-ai spus și, băi, deci m-am enervat într-un hal și am zis, acum mă duc. Și dacă ați auzit ceva, asta a fost Blue care a sărit de, de, pe, de, de pe imprimantă. Știu că ne-am dus în curtea mare, aia unde se juca și basket și așa da. și m-am dus și am certat pe cineva, m-am zis Băi, tu ce crezi că faci aici și <laughs> știi și m-am simțit așa, băi, cum să-și permită mă să fac așa ceva cu fratele meu? Da, exact. Dar nu mi-aduc aminte detaliile. Nu mai știu eu. Și cred eu, că a fost doar asta, odată da. a fost ceva și. Tu îl mai verificai din când în când? Gen cred mai că mai coboram, la școală, mergeam prin mai... școală, la, adică, la na, lui, cât sau... erau și pauzele alea, mai coboram, dar nu așa, să-l salut. sau... Da, a, da, dar nu erai cu ochii pe el să vezi ce mai nu, face? Mă, nu, <laughs> nu, în nu, ala. nu, sensul ăla. <laughs> mai era și bunul în școală pe vremea aia și Avea cine să radar. Aveam radar. Da, era și bunul. În școală. Eu cu o chestie asemănătoare a fost cu Alex. El era la altă școală. că tu gimnaziu l-ai făcut da, la altă până școală. Până la 8 am fost da, la Până a a dus 8, la 8, da. La și tu, la 9, te-ai dus la liceu ăsta unde eram noi la Eminescu. Și mi-amintesc când tu ai avut un bif cu cineva pe acolo, pe la școală, și când ai venit acasă. Sau m-a sunat cineva că te-a bătut cineva bătut eu, da. Dacă își pusese venit, cineva un lanț de la pe mână și l-a lovit pe Alex cu pumnul în cap, sau ce da, ceva de genul. Da, nici nu aveam urme, de fapt, da. Dar eu pe pentru mine a fost suficient această informație, că efectiv m-am îmbrăcat și am plecat la școală la el. Nu, nu l-ai găsit pe nimeni. Dar n-am găsit, da? Ca am norocul. început, am mers ca norocul, că nu știu ce se întâmpla, că eram, a vedeam negru în fața ochilor și m-am dus, am intrat în baie, continuam să spunea că s-a ascuns în baie, dar cred că era doar misleading information, am dat un pumn în ușa aia, am intrat în baie, eram la modul ăla, știi, gata, la, ai pus mâna pe Alex, you are dead. Și ca norocul n-am întâlnit pe nimeni, înțelesem că ulterior a doua zi venise ăla la care, cu care s-a dat tot Alex pe tine. Să, Da, și să-l întrebe, de să de zică că am auzit că a venit frate tău ieri pe aici, și în da. fine ei s-au împăcat până la urmă. Periculoasa până... ora a vestul sălbatic. <laughs> vestul sălbatic. Oh, Bra. <laughs> da. Deci a fost, adică, da, și la mine s-a activat. Eram la șasea, la final de a șasea. -a da, și asta. la mine s-a activat asta tu de... Era la facultate deja, când eu eram în a șasea. Păi, Anul întâi. Da. No, tu cum? Am că noi le-am zis. Tu cum ai, tu, Cum te simțeai eu așa? Eu cu... n-am, nu știu dacă am sesizat sau nu știu dacă -am gând, mă gândeam eu pe vremea aia când eram așa mic că eu sunt mezinul familiei. Dar cred că am simțit întotdeauna că eram răsfățatul familiei. Uh -huh. Asta era inevitabil. Eu... Vesto, vezi o vezi ca răsfăți. Eu îmi dau seama că mă uit și la mine și la mine cu Alex și la mine cu Sara. Eu cred că după și după un copil, la al doilea ești mai relaxat, dar după doi, cred că la al treilea nu te mai sperii la... Și mi se pare că ai primit foarte multă libertate și încredere să gestionezi tu niște lucruri pentru tine cu teme, cu îmbrăcat. Dar da, bine, a ajutat foarte mult că aveam exemplele voastre și cumva mă ghidam după reacțiile părinților în relațiile cu voi, mai ales cu Andy fiind foarte apropiat ca vârstă, uh -huh. eu vedeam ce se întâmplă când nu-ți faci temele, practic uh -huh. el era în a doua <laughs> când eu eram la grădiniță sau da, da, când tu erai în a doua, eu eram la grădiniță și practic uh, am avut timp să văd ce se întâmplă dacă nu-ți faci temele dacă nu ești uh, cu minte sau nu știu uh -huh. și atunci luam efectiv exemplu de așa nu și mi-am creat uh, versiunea mea a lucrurilor astfel încât să, nu știu, să navighez mai ușor prin copilărie. Aha. Și poate de asta încercam și să fiu mai ordonat. Și de la tine oricum aveam inspirație. Tu cred că ai varianta de așa, da, știi, că te vedeam că ești conștiincioasă și organizată și îți făceai temele la timp și... sau cel puțin asta mi-amintesc eu uh -huh. despre tine și caietele tale arătau impecabil. Uh -huh. Și, na, aveam, aveam inspirație de la amândoi, cumva. Da. A fost. Ai fost foarte... nu știu dacă ai fost pe fază. păi de la tine aveam practic un exemplu de așa, da. da, 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 da. Și după aia... Deci de la amândoi am avut inspirație. Exact. Ca Și cum, păi, îi... de la tine aveam așa, nu. Păi, da, am nu. avut și de la Andy ce să învăț, îți dai seama, că doar de la el am luat stilul vestimentar, că el a venit prima oară în casă cu, oh my God, uh, cu haine largi, blugi largi, chestii de mai rapper, așa avea o mânecă, mânecă, mânecă lungă și un tricou cu mânecă scurtă peste, nu știu de unde venise moda asta, era la un moment dat chestia asta. Ce mă, te legi de mine? Și țepii cu gel. Că... Da, nu, eu eram, pe mine m-a luat uh, uh, foarte tare valul ăsta de muzică hip-hop, rock, dar legat de asta, de că am simțit că vreau să zic atunci, cu așa, de da, așa nu, să știi că eu tot timpul am avut o mică gelozie cu privire la faptul că tu nu aveai, ne adică părea că tu ești mai independent pe orice uh -huh. task decât eram eu și nu părea, ci chiar erai, pentru că cred că era ce făceai tu, aplicai ce ai, ce ai dedus tu și ce ai extras de la noi doi sau așa nu mai știu cum era la Cristi pe partea de școală, de ajutor, de așa mai departe, de lucruri de genul ăsta, dar mi-amintesc că tu erai la care se ducea și rezolva singur toate chestiile, de mine trebuia să tragă lumea, așa m-am obișnuit, nu știu, și mă deranjează un pic astăzi. Mi-a luat mult timp să reușesc să-mi dau seama că pot singur să fac niște lucruri, să mă pun în mișcare, să decid niște chestii. În facultate am început când am fost on our own, știi? Și... Da, fiecare am plecat de acasă. <coughs> nu foarte departe, dar... Uh, și când eram în facultate am început să rezolv problema asta pentru că uh, literalmente în facultate pe mine m-a lovit treaba aia ca nu o, -o, -o să mai tragă nimeni de mine să fac lucruri și trebuie să fac singur. Și, și n-ai avut o perioadă de sărit în extrema altă? Nu Care? mai trage nimeni de mine, pf, fac ce vreau uh, sau nu fac nimic uh, nu, că nu vreau? Nu, că simțeam că... Cumva... Era vocea lui mamii în urechea lui. <laughs> <laughs> nu. Era nu atâta lui mami cât uh, cred că mai mult al buni că mi-am inteles că bunii tot timpul m mă întrebat de teme de la română <grijos> și așa și nu știu, chestii și m-a ascultat din eseuri și mami nu atât de mult pe partea de teme. La și nu atât cu... de mult pe partea de română, mama era da. cu astea de Chim real. Chimie, <grijos> fizică, mate, da. mate, astea. Dar ideea e că asta, asta am vrut să zic ca să nu ne abatem la. gelozia nu neapărat gelos, dar de fapt, ba, cred că asta era. Undeva în mine era chestia că, băi, ăsta e mai mic decât mine și e mai, adică se descurcă mai, uh -huh. uh, cum să zic, mai bine în situațiile astea și cu un pic crea în mine o frustrare looking back, dar uh, asta, bineînțeles, că a dispărut, nu, adică uh -huh. nu... Da, bine, când mă gândesc acum, cred că pe mine m-a ajutat faptul că eu aveam acces și la caietele tale de teme și cred că cel puțin la română, mă inspiram să zic așa uh -huh. din ce. Uh -huh. Uite, la desen. Mare parte din desene îmi făcea bunii. Dar ți-a plăcut să desenezi? Bine, nu-mi plăcea, dar nu, plăcea, da, nu, plăcea, nu plăcea. Andy așa. era, și și acum e, și mă rog, că tot am vorbit în perioada asta de human design, se și înțelege energia asta de manifester. Eu fac ce vreau eu și ce mă atrage pe mine. Și perioada asta de școală și, mă rog, felul în care am fost crescuți, așa, ca generație, venea cu foarte mult, tu trebuie să faci ce corect, tu trebuie să faci cum zic eu, că eu știu mai bine. Și asta și apasă niște butoane. Că noi doi Alex, ca generator, noi suntem cu tendințe din astea de people pleasing. Mm -hmm. Și ai și zis: Da, băi, eu m-am uitat la voi cine. Cum șofura, cine ce comportamente avea care erau aprobate, ok, bine, stai că-mi fac eu harta imediat să văd ce și cum. Sunt curioasă dacă ați, știi că se mai zice că, na, first born e first born, cel mai mic e, de multe ori se zice că e cel mai răsfățat, deși nu cred că e neapărat răsfăț, cât e, eu așa o percep, libertatea asta pe care o dai, că deja ai trecut prin multe cu ceilalți copii, da. Ai simțit vreodată chestia aia cu The middle brother care nu e nici cel mai mare, nu e nici cel mai mic? Te-ai simțit vreodată așa că se zice că există acest sindrom al middle brotherului? Băi, poate că ar fi existat dacă am fi avut mai mult timp în care tu să să fi fost acasă uh -huh. și să fim mai mult timp împreună și mă refer la perioada în care poate aș fi perceput asta când tu ai plecat la facultate în Timișoara. În sensul că mi se pare că perioada în care cred că mi-aș fi creat feeling-ul ăsta de middle brother era când tu deja erai la facultate în Timișoara. Eu, din pricina faptului că nu erai așa de mult acasă în perioada aia de adolescență a mea, am tu avut mai degrabă de big exact, da, am avut în ex... capul lui se spărgeau chestiile aveam, prima oară, știi? exact, aveam feeling-ul că sunt de fapt the big brother, că era Alex mai mic decât mine și nu am avut momentul în care să simt că e cineva mai sus de mine uh -huh, uh -huh. atunci acasă. Deci Dar tu oricum aveai tendințe de a, a mă proteja și când eram mici, când mergeam în curte și tu știai că nu avem voie să ieșim din curte și tu erai cel care țineam cumva... Mi-am perfect. În frâu, distracția, știi? Adică da, el adică, era, adică pă, dăm nu, asta par. nu. Da, e tot. Hai să mergem, să dăm cu o în geam la ăla, nu știu ce, C <laughs> și eu eram acolo în spate la gard uitându-mă zicând, da, nu e ok, eram... că dacă iese la geam și ne vede, nu e regulă, eu nu mă da. Alex nu te duce, Alex nu merge acolo. Sau, Bicicletele, știu că nu aveam voie să ieșim din curte și atunci tu nu... nu Tot nu, timpul nu strigam, lăsai. da, mă opream cu bicicleta într-un punct și mi-am că tu mergeai în față și te, te opreai la un moment dat Și te, pe șupert, de exemplu, când tu vai să mergi pe strada Dunării atunci eu mă opream, ziceam că deja e prea departe de zona permisă. Dar vezi ce interesant, că eu aveam, simțeam că am libertatea să mă duc... Exact. <laughs> și eu eram și, Andy și era. Elu, zicea, nu, nu, nu Nu era, era nimeni angen. acolo să-mi zică, că nimeni nu vedea, dar eu mă opream la gard, știi ca la fazele alea cu câinele, Aha. că dă cu capul în geam de două ori și apoi da. scoți ușa și Aha. el tot se oprește la da. prag. Exact. la Dar fel vezi eram. că felul în care ai formulat-o, știi, nu mergem acolo că dacă iese cineva, dacă ne fugărește, dacă era dintr-o energie de frică, nu era că nu știu, asta e limita pe care. Nu era de corectitudine. Și, exact, era de... Nu era de ce se se face și ce nu se face ci era de o fugă din asta de consecințe și uite mi se pare, știi că tu ziceai, băi, mie mi se părea că eu, eu sunt liber, eu. Păi și s-ar putea da. da, așa e. La mine au mai fost niște episoade care cumva au, au declanșat chestia asta de reacție la o acțiune uh -huh. și consecință știi? Una, una din chestiile care mi-au dat o panică de asta de a nu face ceva ce nu e ok pentru că sunt șanse mai mari să se întâmple la part, reversul medaliei să fie foarte rău decât ceva uh -huh. ok. Este când am dat foc la, la balconul de sub, jur. Ca, <laughs> pentru ascultători, pe <laughs> scurt, aminte. a fost cineva la noi în vizită, ne-au adus niște ciocolată și eu eram pe perioada mea a vieții în care îmi plăcea să Pestez. aprind chibrituri și să ard și, și să ard și se se ta, exact, chestii. Și aveam perioada de piroman, în care la bucătărie mergeam și ardeam chibrituri, ardeam hârtii la la, la ragaz, chiuvete, la da, chiuvetă, ardeam acolo. în chiuvetă chestii, le lăsam în chiuvetă, porneam apa. Și când a venit atunci în vizită la noi, au, au venit atunci prietenii ăștia, al mamei Tati. În fine, am primit ciocolata, am fost pe balcon, era frig, era iarnă, Alex se juca la calculator. Oricum era, era, era vânt, nu știu dacă era. Era zăpadă în curte, <laughs> noi o să uit. Asta și nu am aprins, știam. am ars. O, staniolul? o ambalaj, nu, nu staniolu, ambalaj de ciocolată excelentă, aia pe care era ceșcuța aia roșie cu buline albe. I-am dat foc, dar era prima oară când o fac nu în casă, pentru că mi-era frică că o să simtă mirosul mamei, tatei și nu știu ce. Atât de Așa, driven. și te speria și ai dat drumul. M-am speriat că Alex când a intrat erai în bucătărie. Cu Andy atunci? Nu, tu erai cu Andy, te jucai GTA la calculator. Eu eram pe balcon și, și erai tu... singur? Da, și tu ai intrat în bucătărie sau tu, nu mai știu eu care. Am Alex. Alex. De balcon, când eu a am Așa, -aș a venit pe balcon la mine și eu credeam că era mami sau tati sau cineva și de frică că mă prinde, aruncat am frizia. aruncat hârtia arsă peste balustradă. Și-a luat-o vântul, a, luat a, -a, luat a, -a, luat a, a dus-o dus în balcon Adam la tanti de sub. Da? Și eu m-am uitat peste balustradă disperat, că nu înțelegeam de ce nu o văd în curte, arzând. Și m-am gândit până în punctul în care am zis, băi, e zăpadă jos, zic, o fi căzut sau stins. Și-am intrat în casă, am zis aia e. Și peste 10 minute sau 15 era lumina așa prin jaluzele, dacă ți-amintești că ardea pe balcon. Dar nu eu mi-am inteles că m-am m -am plecat nu, și eu, eu și cu tine, ne uitam de pe balcon să vedem... Păi da, că eu am analizat eu atunci... Eu mi-aduc aminte că ați venit în sufragerie care va strigând, eu. disperați. Eu am deschis și am zis, tati, a luat foc balconul lui tante, eu și nu, nu. nu. mai știu cine s-a dus la ea, oare eu am dus la ea la ușă? Nu știu ideea de, că ta tata a încercat cu găleata de apă să verse așa, într-o curbă, dacă vă amintiți. Da, avea butelie pe... Și avea o butelie pe balcon, asta era like, și pentru mine ăla a fost... Eu momentul ăla am zis, eu nu mai fac în viața mea nimic de genul băiețelii de ăstea așa știi oh, de strângar. Da, Și că pentru mine. Fost foarte deci pentru mine chestia aia, la modul serios, a fost unul din motivele pentru care orice treabă de genul ăla de haiducie de timp uh -huh, tânăr, uh -huh. era ceva de genul dude dacă o să fie dacă e varianta de a se întâmpla ceva rău, o să se întâmple, don't do it. Și aia pentru mine sincer a fost dar câți ani aveam fost... atunci, mai știi? Nu știu, dar eram mici. Eram De chiar... Era mici, eram înainte să începem să ieșim foarte mult în spatele blocului Crezi și... Crezi? Da, 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 gândeam, da, da. da, da nu, cumva da, da. era după. Nu, nu, nu. Eram destul deci eram. Nu mi-aduc aminte. Dar sperietura, da, și aia momentul aia... în care ați venit careva în sufragerie strigând că... Eu mă gândeam nu nu numai la ce acolo. se putea întâmpla. Da. Și a fost... Deci pentru mine ăla a fost... Deci tu erai cu adulții? Tu asta făceai când veneau... Da, tu cu ei la masă. Mi se părea foarte cool să stau cu ei în sufragerie. Știi, mergea televizorul și de obicei femeile vorbeau între ele, bărbații vorbeau între ei, se făcea așa. Tu cu și stăteam pe lângă mami și așa, uneori mă băgau, dar nu că mă băgau în seamă, că pur și simplu stăteam și ascultam și mie mi se părea foarte cool, știi? După aia a venit și o perioadă în care mi se părea boring, când deja eram mai mare, era plictisitor, și, dar n-aveai telefoane, n-aveai unde era să fugi, știi? În ce activitate să te ascunzi. Și eu mai mâncam o lună, mai mâncam un stix, mă mai tam la televizor, mai veneam să văd ce faceți voi. Dar a fost o perioadă în care mi se părea fain și mi se părea așa, eu sunt în ca asta, nu sunt cu voi. Da. Cred că aveam și eu momente de uh, my two minutes of fame când intram în camera acolo și stăteam două minute așa pe canapea între voi și eram like, a, deci așa e aici. Deci că eram la VIP lounge, Auzita, știi. A uite apropo de ce ziceai uh, Andy cu gelozia pentru libertatea pe care o avea Alex nu știu, sunt lucruri pe care, sau trăsături sau așa, pe care le vedeai la noi doi și de fapt e o întrebare pentru toată lumea. Mm. Sunt lucruri pe care astăzi poate nu, dar pe care atunci le invidiați sau poate le admirați și v-ați fi dorit să fiți și voi sau să primiți cu ghilimele de rigoare și voi? Mm. Ce simt, nu știu ceva, ce simțeați că o ce fain ar fi să am și eu sau să fiu și eu așa? La tine vedeam o maturitate și o un alt fel de independență, mă refer la o independență de aia în care, chestia aia, știi, pe care o vor toți copii când sunt mai mici, că și vrei să fii adult. Uh -huh. La tine asta invidiam. Un, un exemplu în care vedeam chestia asta la tine manifestându-se era în privința dulciurilor, cum tu puteai să-ți gestionezi alea și știai foarte Dulapul matur. Cu cu ah, dulap cu dulciuri. God damn it, căutam cheia aia. Mamă, deci vă sclipesc ochii, jur! Băi, deci... <laughs> Ne-ai dat uh, fatal cu, cu dulciurile da, -astea alea. Da, asta s, -a, s -a Noi întotdeauna frate... primeam egal. Da. Totul se împărțea egal. Da, mai știți am în trei, fiecare două de rânduri. Suc de... Să fie la nivel, în același tip de pahar. Deci era nebunie pufuleții fuleții numărați. nu spui la nimeni, dar eu și astăzi când împart cu Andreea acasă, pun paharele unele lângă altele să și tot. Să fie torn. la linie, Jesus! Da, așa mi-a rămas. Uh, și mai târziu... Și adică eram, tot timpul eram, adult erau deja numărati. când am, descoperit, când am descoperit chestia asta. Mă rog, la trei frați nu știu cum ar funcționa, dar când sunt doi, îl lași pe unul să împartă și pe celălalt să aleagă primul. Farfuria sau paharul pe care da, îl pentru oh. și atunci, și atunci e, e bun știi, asta. îl faci să fie corect în momentul în care pentru împarte, pentru că nu are de unde da. să știe ce va alege celălalt. Și e mi s-a părut bun. atât de faină chestia. În fine, și da, era chestia asta că primeam tot timpul egal, totul, dar nici acum nu, dacă mi-aduce Mircea o ciocolată, din din mănânc un pătrățel odată la nu știu cât timp, deci chiar nu nu da, trebuie. Da, faza e că și, că... și le puneam la păstrare în da. dulapul ăla. Da, da, dar mi se părea știați? uneori că dra... eram ceva de genul și dacă nu-ți plăcea parca dracului nu ne dădeai și sau nu ne lăsai să umblăm la dulap, numai uneori în anumite când contexte, eu. când voiai tu, zici da. ziceai, da, da pot să iei. Am și furat am furat cu Alex S-a dat, fost, dar -a și furat -a, Exact, s-a blocat, dar s-a și spart Știu că bine, atunci eram acolo și veneați doar să vedeți dacă mai am, cât mai am, cum de mai am Au fost momente când ai plecat deci și, și am deschis mie, am încercat. mi-era frică oricum să-mi pun ciocolata pentru că poate eu aș fi rezistat să nu mănânc tot Dar Randy no. era acolo, rechinul Ce tare, deci ok, deci era chestia deci asta. la mine, la tine asta cumva, maturitatea pe care tu... Și mi se, se pare, uite, chestia asta că-ți dozezi ceva era interpretat ca maturitate. Da, pentru că era chestia pe care probabil ar fi făcut-o și mami și tati să ne spună să nu baci toată ciocolata aia deodată și tu o făceai de la tine putere și mi da. se părea că what the fuck, uite ai ajuns la nivelul ăla de maturitate și eu vreau să fiu adult. <laughs> și la tine mă, mă cumva eram invidios pe toată chestia asta pe cât ești de independent. Deci la, la mie, pentru mine astea două uh -huh. au fost la voi niște chestii pe care mi le-aș fi dorit și eu să... Exact, cu privire la asta, cu ciocolata și tot, eu simțeam că sunt la care... Nu, adică nu pot să mă controlez, it's above me. Eu am o ciocolată... O bărbieresc. Asta e. Și după aia știam că o să sufăr, că nu o mai am. Și mă enerva că n-am mm. capacitatea aia să realizez înainte să o mănânc pe toată sau să-mi termin mm -hmm. toate dulciurile pe care le am, că o să sufăr că le termin rapid mm -hmm. pe toate. Și mă enerva -a incapacitatea mea. Să-i aia, știi, imediată, exact. acum, toată. Nu contează că după aia nu mai am. Dar să știi că, da să știi că să că și astăzi sunt așa. În sensul că eu prefer să, dacă am o oportunitatea să mă bucur astăzi foarte mult de o chestie sau să-mi să fac o, o super poftă care mă satisface acum pe moment, mă fac acum. Mm -hmm. eu, dacă vii și îmi spui, bă, m hai să mai aștepți un pic să... Nu. No. Dacă eu știu <laughs> că astăzi mă face fericit acum, I'm gonna do it. Dar astăzi nu mai am chestia aia de regret, pentru că îmi dau seama că intensitatea de fericire pe care mi-o dă să fac ceva acum pe loc, și să se întâmple acum când aha. vreau eu și să nu o amân. E prea valoroasă. E prea, prea valoroasă aha. și nu nu mai am chestia că îmi pare rău că am trăit-o deja. Uh -huh. O apreciez foarte mult și o iau ca o experiență mișto de viață, știi? Uh -huh. Iar cu privire la independența asta pe care o avea Alex, astăzi eu cumva simt că mi-am mi cultivat-o suficient și eu, și o gândesc cu, cu totul diferit. În vorba aia ai 30 și da, adică, <laughs> ceva de ani. Normal. Dar asta a fost la mine. Nu vă dați seama că toți copiii lui mami și tati sunt peste 30 de ani. Like, eram așa. What? Da. 30 de ani. Adică ce ești, ești, ți imaginează? -ți? Ești, ești adică mic? adică da, imagine de Imaginează-ți tu când o să Nu, no, no, we don't go there. Bun. A, așa. <laughs> Alex, tu ai simțit? Uh... Mi-amintesc că Andy a fost primul care mergea, bine, again, dintre noi doi uh -huh. care mergea la petreceri de zilele colegilor uh -huh. de clasă și eram gelos că el mergea acolo și uh -huh. voiam și eu și a trebuit să uh -huh. mă ducă de câteva ori adică eu eram, a știi, a fratele la pe ducă. care nu știa nimeni și eram acolo doar mă duceam să mănânc și să beau <laughs> <laughs> tu, erai ca, tu erai așa ca un ca un, ca, un, ca un ca un jurnalist de ăla, ce tare plasuanul, Andy, da s-a întâmplat de câteva ori îmi amintesc că s-a întâmplat. Dacă nu mă înșel, cred că au fost dăți când. Au, asta a fost ca urmare a discuției cu mama, în care știa că mă duc la o petrecere și, dacă Iar nu și mă înșel, Alex. mă întreba. Da, auzi, dar nu poate să vină și Alex cu tine. Sau ia și pe Alex. Da, acum dai seama cum ar fi acum să, să te duci la o zi de naștere. Sau, nu știu, să te cheme cineva la el acasă și să te întreba, poți să-l aduc și pe frate meu? <laughs> Băi, să știi că nu e chiar așa ciudat, dar depinde și de nu cine e, dar e prietenul, dacă se nu cunosc. E, dar așa în mai ziua merg de și copiii astăzi, împreună. Nu e, dar în ziua de astăzi eu, mi se pare că tot... E ciudat că toată chestia asta de social media și whatever cumva a pus chestia asta că să mai vii cu cineva ca o standard. Da, uite, de exemplu la Alex... Simt că se apropie de vârsta asta de adolescent imediat. Nu eu. e prea. nu tu. Da, Alex mic. Alex, și hai că poți, mai un pic. E fain că, nu știu de acum vreo 2 ani, că la început Mircea mergea cu el și trebuia să rămână. Trebuia să-l vadă pe Mircea undeva, știi, și Mircea stătea săracul la party colo pe margine, cu câte un părinte rătăcit, că da, și copilul meu mi-a zis să vin să stau. Și acum, nu știu, chiar săptămânile trecute a fost la o zi de naștere, Mircea l-a lăsat acolo și am vorbit noi cu părinții pe WhatsApp, la ce oră, cum sunteți, ați mâncat tortul, putem să venim, știi, era, mă rog, atunci nu aveam WhatsApp-uri și din astea. Și altfel, dacă, dacă, e ziua unuia dintre ei și vine cineva la noi acasă și are frate sau soră și cumva se măcar știu așa, poate nu-s prieteni neapărat, dar se cunosc, așa, e package deal, adică... Da, <laughs> exact. Da. Dar uite, vezi, e interesant că Andi invidia libertatea ta și tu invidiai cumva libertatea lui. Mă rog. Da, da, pentru că el fiind mai mare avea voie să meargă la... Sau, mă rog, uh -huh. cred că se organizau petrecerile astea. La da, nu, nu, e... că nu era nimic ca... Nu eram așa liber toți copiii de capul nostru, ci Evident. se organizau de niște... Dar fiind... De... Mă rog, erau și acolo unde mergeam părinții hovering un pic asupra exemplului părinții copilului la care mergeam acasă, of course. Da, da. Dar altă chestie era uh, un pic mai târziu a apărut, când Andy a pus mâna prima oară pe un aparat foto și scotea poze faine și eu nu reușeam și nu înțelegeam cum mm. face sau când după aia a început să scrie poezii și mie nu-mi ieșau, adică okay. eu voiam să fac și eu poezii. să Îmi amintesc nu. că parcă ai avut niște tentative de scris chestii. Da, dar era numai că te copiam pe tine, adică mm -hmm. n-a fost, a fost pur și simplu și nu era <coughs> mai ca păftii, dar am încercat. Astăzi, privind înapoi, mi se pare normal să imiți, să încerci să imiți o îndeletnicire a un o... deci, persoanei de poți să lefine. vezi, îmi place, nu-mi place, exact. mai vreau, nu, nu înțeleg ce. Da, ca, nu și nu, nu, și nu ca, și eu, cum, că... nu ca, nu ca și cum eu nu încercam să desenez lucruri și Aha. tu puteai să le faci similas, adică da, uite, vreau să vreau să vorbim un pic despre asta cu abilitățile, nu știu, specifice fiecăruia dintre noi, dar vreau să vreau să fac un full circle ca să terminăm cu asta cu dar ce... Dar am terminat, că n-am zis nimic despre tine. Da. Lasă-mă să facem okay, full circle da. pe libertate. Bine. bine. Mi-aduc aminte că am avut la un moment dat o conversație cu mama, dar cred că deja eram plecată la facultate sau nu știu. Și eu aveam în continuare, când eram acasă, curfew. Trebuia să fiu acasă la o anumită oră. Uh -huh. Și mie mi s-a părut că, în ceea ce vă privește, bine, atunci era chestia aia cu, da, acum sunt alte vremuri, dar ei sunt băieți, astea erau poveștile. Voi ați avut voie să stați mai, până mai târziu afară, mai devreme? De, cât, ai avut de tu? cât am avut eu. Dar erai și tu acolo. Și asta era, când mergeați în oraș, chiar mi-aduc aminte, dar nu era, A. nu știu ceva care să Crede zic, că, că m-a supărat chestia asta, că deja eu eram plecată și în Timișoara oricum făceam ce vroiam eu să fac. Dar um, i-am zis la un moment dat la mami, dar cum, adică lași până la 10 afară? Eu trebuia să fiu acasă la 8 sau ceva de gen. Nu știi? Era așa, ceva pe radarul meu. Și asta mi s-a părut și un alt lucru pe care l-am invidiat de multe ori, și uneori îmi dau seama, dar acum nu mai vine neapărat dintr-un spațiu din ăsta de invidie, tocmai apropierea, că sunteți și băieți amândoi și apropierea de vârstă. Și cumva există și reversul ăsta, că eu vedeam la un moment dat că voi sunteți mai împreună, că sunteți mai friends, mai buddies, mai... Păi da, grupurile noastre de prieteni știi? se și intersectau și când și ieșeam, asta, ieșeam toți împreună. Între, și între noi trei, adică da, pe de o parte <coughs> îmi plăcea că sunt la o altă vârstă, mă rog, adolescența oricum e dubioasă, dar uh, chiar și acum mă trezesc... Dar e o chestie așa trecătoare și după aia mă bucur pentru voi. Slavă cerului că, știi? că am ajuns în punctul ăsta. Dar când îmi ziceți că mergeți undeva în concediu împreună, ăsta mm -hmm. este unul dintre lucrurile pe care încă nu le-am făcut și care, da. pentru, sigur, presupunând că v-ar face plăcere, e unul dintre visurile mele, să mergem undeva odată, toți împreună. Păi da, nu, știi? asta trebuie făcut. Dar Ei, chiar și acum mă surprind, știi, când ziceți, ah uite, noi mergem împreună, nu știu unde. Mm -hmm. Pe de o parte e, uai, ce fain, și pe de altă parte... Aaah. Da, <laughs> dar, <laughs> da, că, că și... cred că fix de ce zicea Andy, că noi nu aveam grupuri de prieteni. Adică era cumva ciudat că ar fi fost ca și cum mergem cu niște adulți, știi, într-o excursie A, și atunci. Azi. Astăzi, iar acum... iar acum e altă chestie, e, e, e asta de... Da, uh, Cum e altă chestie, e că altă eu vin chestie. la pachet și cu doi copii. Uh, da, e chestia că iarăși tu ești într-o etapă mult mai matură a vieții, știi? Dar nu mai e, nu sunt aceleași, mă rog, nu, nu, e, nu sunt sentimentele de invidie, de nu știu ce, dar e chestia aia că tu altfel faci lucrurile fiind co cu copii. Altfel, -ai petrece timpul, să știi altfel, că -ai... eu sunt foarte ok să plec și fără copii. Dacă vreți să mergem și undeva. Și e ok cu asta? Hai că de ce n-ar fi ok cu asta? <laughs> să stai singur uh... cu copii? <laughs> eu am decis că sunt ok să plec undeva și fără copii. So... <laughs> da, ok. Da. Deci, așa. Deci, deci așa de... full circle și cu libertatea. Da. Dar again, astăzi, în prezent, eu cu Alex avem grupuri intersectate de prieteni. Mm -hmm. Și iarăși e chestia că dacă ieșim cu grupul ăla de prieteni la masă, Alex e tot acolo la masă, știi? Și e cumva... Nu, asta nu mă deranjează. Nu, 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 dar zic că de aia cred că... nu deranjează. Nu, dar de aia cred că e chestia aia de... Cumva vine involuntar, nu e planificat gen hai să mergem ca frații în concediu într-o excursie. știu! E o chestie de aia de mergem cu... Victor, Alexa, Dani, Diana, toți într-un concediu și inevitabil e Alexa acolo că suntem aceiași prieteni. Și cumva aia yeah. e. Adică eu sunt plus one lui Andy, și trebuie să-mi aducă Nu, cred că eu sunt plus one lui Alex, că grupul ăsta de prieteni este majoritar al lui Alex, <laughs> inițial. De, la el a venit. S-au întors no. rolurile. L-am adus și eu pe fratele meu în... Adică l-am adus și serios, grupul, plus unul. grupul deci, mai eu mare de prieteni oficial, pe bandă, bandă în ghilimele, zic, vreau și eu să fiu plus one vostru undeva. <laughs> Notat, da. Așa, și adică hai să ar nu fi zici... foarte tare să facem doar noi trei o excursie. Foai, deci de am râde. Da, probabil. Da, capul meu. Da, uite, îți dau această oportunitate. Eu, soră mai mare, îți creez această oportunitate să spui că ai zis că nu suntem da. full circle, că n-ai terminat. Păi n-am terminat, zi, că zici am mai. zis doar de Andy. Când eram mic, dar cred că și acum, admiram organizarea ta, Că simțeam că probabil ce zicea și Andy, că erai cu un pas în fața noastră. Nu știu, ți-am discut temele odată, că mi se părea uh -huh. că erai foarte uh, organizată pe partea asta, dar pe de altă parte, treaba pedagogică de care vorbeam. Că nu știu, erai un lider și te vedeam ca pe un lider, știi? Erai. Nu știam. Păi, <laughs> pentru că știam. Cumva că tu aveai un cuvânt de spus asupra noastră, dacă nu era mama în preajmă, da. tu erai the boss și cred că foarte mult timp am țintit la a fi ca tine, când am văzut că... Ești la facultate și te descurci, super acolo, că stai singură, că te-ai gospodărit singură, că locuiai acolo. Da, și așa e, și aura asta de a fi singură în Timișoara, pentru mine... După aia ai ajuns în București și ai te-ai angajat uh -huh. și aveai banii tăi și știi, era tot timpul, mă, uh -huh. și eu, dacă aș avea și eu ce are Cristi, așa era pentru mine, cumva. Uh... tare. Da. Și ai nu fost... m-am gândit la așa... for some reason. <laughs> sunt chestii random, că ai zis de Timișoara și mi-au venit mai multe imagini așa în minte și da, într-adevăr și pentru mine a fost, eu a, pe asta, asta am simțit că a fost pentru mine o experiență de maturizare că tocmai că eram singura acolo, mă rog nu eram singura, dar că nu eram cu familia și mi-aduc aminte că mai venea lumea cu rândul și eventual mai lăsau mâncare, mai găteau ne mai plimbam prin oraș, le arătam orașul când venea bunul și mă învăța să-mi schimb garniturile la robinet când picura, când numai la curent nu m-a lăsat să umblu. Mm -hmm. dar în rest m-a învățat foarte multe lucruri că da. la un moment dat am avut o problemă la garsonieră când eram cu, cu Mircea deja și i-am zis zic uite mie îmi trebuie o garnitură din aia și rezolvi o problemă asta aici să nu mai picure și Mircea să uita la mine de pe ce planetă ești, de ce Aha. tu știi și eu nu știu din astea și mi s-a părut că a fost într-adevăr o experiență faină, dar în momentul în care am, am făcut paranteza de fapt mi-am adus aminte pentru că și Alex Mic vorbea de asta zilele trecute, de faza aia după ce ne-am uitat la The Ring. Da. Îți aduce aminte? Oh mai God, faza. Când sunat telefonul. Care? Și ne-am uitat cu toții acasă, în cameră, la voi, la Oradea da. și după aia, în timpul filmului, a sunat telefonul și i-am zis, mami, să meargă ea să răspundă <laughs> pentru că da. era faza aia cu 7 Days. Parcă. <laughs> nu mai știu. Dar, la un moment dat, eram la Timișoara și m-a sunat Andy și mi-a șoptit în telefon șepce ce zâli! <laughs> ah. da, 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 da. Asta cu șepce ce zâli, au rămas cu mie și acum le-am povestit copiilor și m-am întrebat dar ce ai aia, dar cum adică este aia din ecran, nu știu ce. Nu le arăta. Nu, nu, nu. <laughs> Deși Alex tot îmi zice că vrea să se uite la ceva horror, vrea să se uite la ceva cu speriați zic, lasă-mă, să ai vreme mai încolo. O să, să aibă ocazia, da. Da. Dar uite, vezi, asta ce ai avut tu cu descoperitul trăitului singură, uh -huh. E ceva ce am, cumva, am experimentat cu Alex din nou împreună, oarecum. Nu okay, chiar, că tu ai stat doi ani singură Eu am stat doi de... ani singur, dar când ai venit tu, Eram acolo să mai răspund la niște întrebări sau niște chestii sau să arătam lucruri, deci cumva... Da, eu n-am fost niciodată, n-am locuit niciodată singur, m-am gândit la asta, cred că am avut două luni în care am locuit singur. Contextual, iarăși, apropierea uh -huh, de vârste uh -huh. ne-a pus în aceeași stație în care noi doi am fost împreună în același oraș de parte de casă da. și ne aveam acolo. Tu deja iarăși erai în altă parte. Da, cum știi de ce zâmbesc?

să-mi permită mie să fiu pe cât de dezordonat aș vrea să fiu. Deci e Alex super. Îi iau libertatea. Așa, de... e ridicat din sprâncene. Da. Ți-a plăcut ideea? -a. Da. <laughs> Alex nu, cred că sunt dificil ordonat. oricum. Am mai avut și alți colegi de apartament și uh, cred că am fost destul de tiran cu partea de ordine. Cu ordine. Cu, cu toți. Uh -huh. Eu fiind mai artist Dani așa, și dai seama știu. Nu. Uh. Shout out. Eu te înțeleg și știi ce mă gândesc? Că și pentru mine este foarte important și gândește-te ce șoc am eu câteodată când eu fac ordine și curat pe aici. Și nu sunt maniacă, da. eu am nevoie să simt că pot să respir, că spațiul în care îmi petrec timpul arată într-un fel. Îmi place să am geamuri curate, îmi place să am oglinzi curate, nu e maniacală treaba, dar pur și simplu îmi dă o altă stare când văd Man, că. Da, da, așa e, nici ne nu place dezordinea, asta e culmea. Cool, Uitați-vă în jurul nostru! Da. Noi acum suntem în sufrageria mea, pentru cine ne ascultă, și de jur împrejur sunt să nu construcții de Lego pe jumătate distruse și tot felul de jucării. Da. Și. De asta colțul meu, ăla de unde mă vede lumea și pe Insta, și în coaching, și în cursuri ăla este off limits, este colțul lui mami și toată lumea știe asta și mă rog, când e fain afară mai fac refugiile pe, pe balcon. Dacă ca să nu ne lungim, uite, am vorbit despre lucruri pe care le invidiam la ceilalți și am ajuns la povestea asta cu poezia, cu uh, una cu alta, cu fotografia. Sunt curioasă ce aveați voi ca și calități care simțeați că sunt un as în mânecă pentru voi sau lucruri care vă atrăgeau, la care vă pricepeați și sunt diferite de Talentele sau abilitățile celorlalți doi? La mine creativitatea simțeam că e mai. Eu percepeam că e mai multă la mine. Este. Ok. <laughs> și la el e o creativitate din asta, mi se pare că e mai spontană și mai dezordonată. Da. Apropo și de conversația noastră de acum un an, tu ai nevoie de un proces cumva. Da. Că eu cred că creativ suntem fie... Mă rog, eu da, cred că înțeles. toată lumea este creativă ca uitat, asta e altă poveste. Suntem creativi, dar suntem creativi în feluri diferite, cumva. Da, da, da. Deci da La, mine da, asta. la el, e, el e are suflet de artist, știi? Spiritul no. ăla libertin, așa. Don't deny it. Don't no, deny nu, nu că, nu, no, I'm not denying, <laughs> ci zic că eu nu o văd așa, că e destul de abstract, dar o văd, sunt, pur și simplu, aș defini-o ca fiind mai spontan. Mm -hmm. Asta e mm -hmm. tot. Ok. Păi și tocmai spontaneitatea asta, el nu are nevoie sau cred că îl încurcă dacă are niște limite impuse. Ah, da, da, da. da. De exemplu, dacă Andy nu, zice nu că pot. ajunge la 11 cum trebuia să ajungă astăzi... Eu... <laughs> te poți aștepta să ajungă la pe jumate pentru că a făcut o plimbare până aici. Și tu ai zis păi că întârzii 10 minute da, și, și am ajuns ai, primul. ai venit primul. Păi da. eu, m-am ghidat după faptul că tu ai zis că întârzi. Da, da, -am mai, eu, am el și-a dar... dat singur undă verde să întârzie da, și el atunci. Da, 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 am zis, am Ca manifestări, el doar informează când informează. Like, Ah, dacă Alex întârzie, voi întârzia și eu and that's it. Adică... Păi a... nu, eu am văzut că ai zis că tu o să întârzi și am zis then it's no damage să o iau prin herăstrău. Și n-am știut că mi-o lungesc ai, cu 20 de minute. Asta a fost. Așa ai ajuns tu la cafea. Că ai venit cu paharul de... Și mi-am luat după ce am văzut da, că cât e ora, m-am și dus să-mi iau cafea. Am zis <laughs> hai să... Și-a dat un... Libertate. Da, da exact. super. Ok, tu? Eu am venit cu metrou. Nu mă, nu cu no, metrou, no. doamne, calități, abilități, eu <laughs> am venit cu metrou. Uh, cred că faptul că sunt mai calculat uh -huh. și am... Uh, poate poți să din 10 din 10 recomand. Poți să-i spui și tipicar, <laughs> dar nu, adică tipicar e, e și un defect sau e uh -huh. mai degrabă defect. Dar nu, faptul că eram mai calculat și luam lucrurile foarte logic și rațional... Și ulterior, când mi-am dat seama că sunt mai bun la matematică decât amândoi. Ai spus-o așa, cu o oarecare superioritate. Nu, Noi da. suntem și... Fei... Nu, nu nega, că te văd, ești în fața mea. Nu, ideea este să spun de unde a venit chestia asta, că eu când eram în clasa 8 -a, de fapt în 5-8 eram 100% sigur că mă duc la arhitectură, uh -huh. și când m-am apropiat de clasa 8 -a, am văzut că Andy... S-a dus la Filo și că a scăpat de matematică și că era mai, mai simplu cumva. Știam că ție nu ți-a plăcut partea de matematică și eram foarte aproape să nu mă mai duc la Mateinfo. Adică eram atât de aproape încât vorbisem deja, nu, nu știam exact pe ce cale o să mă duc, să nu mă mai duc la arhitectură practic, dar uh, mă gândeam că mă duc și eu la filo bilingv, ca Andy. Uh -huh. Și ar fi fost o mare greșeală din partea mea chestia uh -huh. asta doar că după aia când am ajuns mă temeam cumva că e foarte greu la liceu la partea de mate și când am ajuns la, la liceu și am văzut că aveam nu știu, eram ok la mate am avut 9 și 10 Lăsă, mă, te sunau colegii cum ai rezolvat problema la geometrie și la nu știu ce și le explicai la telefonul fix, păi uite dacă tragi încă o linie în plus chestiile astea tu le vedeai să faci artificii, știi, la geometrie să da. mai desenezi ceva în plus ca să poți să calculezi ceva și nu mai... De unde le scoateți și tu și mami? Dar uite, apropo de asta, un lucru care, pe care cred că ai noștri l-au făcut super fain, chiar și pentru mine, care, mă rog, eram prima și poate că na, ei erau mai tineri, a fost că nu, nu ne-a fost impus unde să mergem și ce să studiem și, din punctul ăsta de vedere, am avut libertate. Locul meu nu era la Mateinfo. Info. Da, nu, 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 Și da, locul din... meu nu era la Mate Info. Eu m-am dus la Mate Info pentru că toți colegii și prietenii cu care mă aveam bine, în 5-8, că eu eram acolo în școala respectivă, mergeau la Mate Info, și am zis: Bă, vreau și eu acolo, nu vreau să mă duc cu toate fetele și să fim într-o clasă de fete." Am regretat decizia asta amarnic și pe de altă parte a fost cred o școală foarte bună pentru mine, dar a fost un chin și bacul și tot și, nu... și inclusiv pentru că eu am fost ultima generație care am, am făcut facultate cu patru ani și masterul era dacă vrei, dacă nu vrei. Mi-aduc aminte că am avut o conversație cu ei și știam că vreau ceva din zona asta de resurse umane și nu exista așa ceva, adică puteai să-ți alegi dintr-o mână de masteruri și l-aș fi făcut doar ca să am hârtia, like, ca să ce? și mi-au dat libertate și mi-au dat că o să știi, dacă du-te, lucrează, vezi ce-ți place, descoperi și poți să faci masterul și mai încolo, drept urmare, nici că l-am făcut, mă rog, am compensat cu multe alte certificări și așa, fix pe ce m-a interesat. Și mă gândeam în timp ce vorbeați că nu știu dacă am conștientizat chestia asta de ziceți voi de maturizare și de partea asta didactică, cum ai numit-o tu, dar când mă gândesc în urmă, dincolo de faptul că... Îmi plăcea să fiu ordonată și îmi vine foarte natural și am simțul ăsta, nu știu, am un simț estetic pe care mai nou îl cultiv mai, mai mult, dar eu aveam, nu știu dacă vă știți, eu aveam un catalog făcut dintr-un caiet acasă, eu am făcut un catalog fake, cu nume fake și când îmi spuneam lecția, știi, când învățam lecția, ziceam că acum răspunde unul dintre aia din catalog... Nu și, cred. da, pe bune, și aveam un catalog în care puneam și note, note, știi? Adică, cumva, tot timpul am fost atrasă de chestia asta de teaching, că nu pot să-i zic predare, că nu, nu mă duce cu gândul unde, unde vreau. Și nu m-am gândit la asta, că am acest, nici nu știu, talent de a fi, de a putea explica niște lucruri, și, deși am vrut mult timp să mă fac profesoară de engleză, în mod special. Mi-ai predat că... mie, mai-ți minte? Nu, serios? Da. Când voiam să mă duc la... Când era vorba să intru în A5 a cincea la Eminescu și trebuia să dau test la engleză și aveam... Ce drăguț din partea mea. Și făceam chestii <laughs> cu tine da, după unde care am Da, Cu care am făcut cu o profesoară, nu mai știu cum o chema, Ah, da, și venea la noi acasă și uh -huh, da, da. era super cool da. mă rog, dragostea mea pentru limba engleză și cred că a, a, a fiecăruia dintre noi că noi vorbim și amestecat și noi suntem foarte ok cu asta din an în pași mai primesc câte un feedback dar știi că avem și cuvinte românești pentru asta și sunt uh, da, și eu prefer și îmi place mai so mult dude? să le spun <laughs> și îmi place să le spun așa și sunt foarte ok cu asta da, normal uh, limba e dinamică, e ok da, de multe ori eu am zis că nu m-am născut în, în țara cu limba potrivită, dar asta e altă conversație. Și da, poate asta uh, simt că ar fi fost ceva, un, un plus poate pentru mine. Alt Altceva, nu, nu știu, nu-mi vine în minte acum să zic, da, uite, eu simțeam că, nu știu, că, că puteam să-mi fac temele și singură. Asta era mare prânză, ce să zic. Că scriam frumos. Eram super mândră de cum scriam, lucru care mi-a atras și uh, belele cu... Fosta ta dirigintă. <laughs> aduc aminte când mi-am schimbat scrisul în clasa a șasea, în vacanța dintre a cincea și a șasea, sau a, a șasea și a șaptea. Cum decide cineva să-și schimbe scrisul? Eu mă uitam, scrisul meu semăna foarte mult cu alu' mamei, diferența era că ea făcea mâurile ascuțite și eu încă le făceam rotunjite cum am învățat în școală, dar scris așa frumos, înclinat, foarte caligrafic așa și mi s-a părut mie foarte cool să fac mâurile și năurile cum le face ea. Și știu că am avut de făcut, am avut, că era opțional, dar la fizică să facem niște exerciții suplimentare și și, dacă arătam câte exerciții am făcut, dacă era 100 sau nu știu ce, primeam un punct în plus la prima notă pe care o primeam la fizică în anul următor. era o chestie de genul ăsta. Și chiar am făcut, mi-am dus aminte că am luat cu legere de fizică de la Arina și Andrada, de la fetele nașei, Uh, și chiar am lucrat și când am început școala la prima oră de fizică sau mă rog când i-am dat caietele la verificat, eu și colega mea Ioana Macovăz eram în laborator la etajul 2 și ne-a zis că suntem liberi să plecăm mai puțin eu și Ioana și a început să ne, uh, să ne, să ne toace la cap și să ne țină morală că altcineva ne-a scris temele respectiv exerciție, ceea ce mi se pare de-a dreptul stupid și acum. Că ei ar fi scris fratele mai mare și că mie mi-a scris părinții sau altcineva. Cred că mi-am de episod. Mi s-a părut, pentru mine corectitudinea, fairness este o valoare foarte importantă și azi și mi s-a părut atât de nedrept ce s-a întâmplat și cred, cred că atunci a fost prima oară când tati a venit la școală pentru ceva. Că în rest, avându pe bunul profesor acolo, rezolvam da. așa. Și parte din mine a fost atât de mândră că a venit tata, știi, să îi zică femei. Știu că au făcut mare tamtam -tam și a dat profa de română, i-a dat o teză de-a mea să vadă că am scris la fel și din alea. Adică it really escalated. Și după aia a zis că da, eu n-am vrut să fac mare brânză din asta așa. și eram like, well... <laughs> știi? Da, hai că divagăm. Am vrut să fac o mică glumă. OK, M-ar arăta astăzi gestul pe care l-ai făcut de a schimba scrisul Astăzi i-ai descărca o aplicație de tastatură nouă. <laughs> da, măi, nu știu, mi s-a părut așa, da, foarte nedrept, dar să trecem peste asta. Vreau să vă întreb, cum ați descrie voi, sau cum, cum vedeați voi ideea de a trăi, de a avea frați când erați mici și cum ați descriu acum, nu știu, într-o propoziție, niște cuvinte, cum ați perceput voi ideea de a avea frați și surori când erați mici? Și cu ce vă vine să asociați de asta de siblings, de, fra de frați, de frați, de frați, de frați, um, azi? Eu voiam să spun că atunci când eram mic nu cred că conștientizam cum ar fi să nu ai frați. Adică nu îmi puteam imagina mm -hmm. cum există copii care nu au frați și ce fac ei toată ziua, că nu aveau cu cine să se joace practic și uitându-mă înapoi... Sau, mă rog, de fapt, stai să ai zis. Când eram atunci, când, când eram mic, mă gândeam că e enervant că trebuia să împart calculatorul cu Andy, cu tine și jucăriile și tot. Wow, și uneori, un cred că, uneori, cred că îmi doream să fiu singur, dar nu-mi imaginam cât de singur trebuie să te fi simțit copiii care nu aveau frați. Și acum, uitându-mă înapoi, cred că a fost excelent că am crescut așa și că uh -huh. acum v pe voi și putem să vorbim Orice, oricând, și da. flashback-ul meu a fost să. Așa, doar de, doar de context, eu m-am mutat acasă cu voi, da, acasă, acasă, în A5 a cincea, când ne-am și mutat în apartamentul de acum, pentru că ai mei erau. ai mei, ai noștri, da. Ai noștri erau super tineri. Mama avea 21 de ani când m-am mutat. Știu, pe -ai tăi. <laughs> Știi, nu? <laughs> și. <laughs> De obicei nu vorbesc cu voi despre asta și am mai povestit chestia asta. Erau tineri, erau încă la facultate și după aia era chestia aia cu să întrepartizați, să lucreze nu știu unde și au stat în călăraș. Și a durat până au ajuns în Oradea și eu începusem și școala și au avut bunicii și părinții o conversație despre... Eu am avut un învățător foarte, foarte mișto și foarte apreciat. Domnul nu Trandafir. Era... Nu, 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 era Shandor Iosif. <laughs> uh, și era fain că avea un stil, era un om foarte cald și foarte înțelept așa. Și a fost înțelegere între adulți că nu merită să mă mute din școala asta, mai ales că școala care era aproape de unde stăteau ei nu era neapărat cea mai grozavă. Și atunci au, au zis să... Știi, noi ne vedeam mai mult în vacanțe, în weekenduri, uri seara, după masa. Eu nu, nu știu cât vă amintesc chestia astea. asta. Andy probabil eu nu. Și... Parțial. Parțial. Da, și înapoi la flashback, apropo că te enerva că trebuia să împarți televizorul, mi-a dat aminte... Și calcul... televizorul, da. Asta a fost de la mine cu televizorul. A fost o fază, și cred că tu ai întrebat-o pe mami la un moment dat în bucătărie. Mami, dar Cristi cât mai stă? Că suntem toți. Era chestia asta cu, știi, cu televizorul, că vroiam să ne uităm, evident, la vârsta aia, deja la lucruri diferite. Și a fost o de asta, dar Cristi cât mai stă? Știi, oh. pentru Am că era, așa? Da, era o chestie nouă. Că eu veneam și plecam. And I was Aha. there to stay. Nu mai plecam nicăieri. Aveam camera mea și televizorul era unul singur și am mai avut niște momente din și astea. cum te-ai simțit care am... atunci? Eu atunci n-am conștientizat. Nu cred că avea cum să conștientizeze. Dar, uh, mă rog, de când lucrez cu mine și mă tot uit în urmă și așa... Uh, Probabil a avut un efect. Și, da, conversații în terapie, că trebuia să descriu ideea de acasă, whatever, și mă gândeam că, da, uite, a fost chestia asta, că eu cumva, cel puțin interpretarea mea a fost, da, că voi credeți că locul meu nu e acolo și că eu sunt cumva în plus. Și nu era asta, evident, dar știi? Că nu no, era un singur televizor și toată lumea vrea să se uite la altceva. Dar anyways, deci tu pe de o parte te-ai născut cu doi frați și asta era... You didn't ask for this. <laughs> <laughs> Asta era normalul pentru tine da. Și uneori, na, ți se părea enervant că era un calculator. Mi-aduc aminte și ziua în care am cumpărat tati calculatorul și eram... Dar tu, pensul... yes. înseamnă că nu erai de foarte mult cu noi de când... Cred că a apărut calculatorul în același an în care ai rămas tu sau nu, următorul? calculatorul a, -a fost e... cumpărat când e... eu am intrat într-a noua la Matei Info. plus, man. A... Și, mă rog, era și asta cu... Și, și vă arătam comenzi de MS-DOS și... Băi, deci asta -a dacă tu erai ina Era. era noua... A, era... Ah, scuză mă să știi că a fost un episod destul de serios... Pentru mine, ăla în care tu ai mers la Timișoara și ai avut apartament cumpărat, nu ai stat în chirie. Pentru mine, ăla a fost un moment în care am zis, damn, adică Cristi stă în apartamentul ei, știi? Adică și a fost, încă o, să completez încă o chestie pe partea de mature person, știi? Felul în care ai zis-o era de. eu am Cum a ajuns acum la mine a fost ceva că e nedrept. Păi atunci o vedeam nedrept. 不差。 Acum mi se pare contextul... Nu, că a fost pur și simplu o chestie de socotel și de investiții imobiliare, efectiv. Păi asta zic, că a fost contextul ăla cu grădina și tot și o investiție să fie banii puși în ceva și a luat apartamentul. Dar pe moment atunci pentru mine era ceva de genul, mamă, Cristi a primit apartament, adică era like... știi? meu. Da. Știi? Știu. De uite, vezi, mai descoperim niște lucruri, mai ies la suprafață. Ce știe? Deși vorbim despre orice, oricând, cine știe câte lucruri da, păi nu, că nu toate. Acum, da. Vorbeam de normalitate și de frați și de... de a, azi. vorbeam de calculator, da, atunci l-am luat și știam că mi s-a părut foarte cool și tatăl meu dar ce tare deci, că tu știi eu eram să la scrii de MS-DOS. Și după aia a venit And Andrei Budur din vecini și ne-a dus dischete cu jocuri, cu ceva, cu curse, cu mașini. Mai țin când ne jucam Colin McRae Rally, când făceam competiție între noi care scoate timp mai bun da. la raliuri. da. 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 foarte mișto și acum de multe ori zic că uite, a trecut foarte puțin timp apropo de generații diferite și de accesul ăsta la tehnologie, la calculatoare, la nu știu ce până voi mi-ați arătat și m-ați învățat știi, din Windows, chestii, opțiuni ce așa mai departe dar mi se pare foarte tare deci, cuvinte pentru cum vezi relația acum? Păi am zis mă bucur că, adică chiar mă bucur acum că am cu cine să împart lucruri și cu, de la cine, cu cine să... Și ciocolata? bine <laughs> <laughs> că, mai că nu mai cred... prea mănânc. La, la, tine cred că încă se găsește da. în frigider. Asta că mă duc imediat C să... C tocmai m-am dus la sertare înainte să iau niște noci <laughs> de alea de macadamia sau ce și mă gândeam că e ok să iau, că nu, mai e, nu e lacăt, știi că mă gândeam. <laughs> da. da. La mine, în perioada aia, eu n-am văzut, adică nu știu cum să zic. Am luat for granted faptul că aveam frați, nu am avut momentul de momentul în care să mă gândesc că de ce. Adică era ceva de genul, asta e realitatea, trebuie să make the best of it. Uh -huh. Dar și descrie că era o, o realitate a cărei valoare o vedeam atunci. Uh -huh. Adică era o chestie că, da, trebuie să împarți chestii, trebuie să împarți lucruri, trebuie să fii fair, trebuie să nu fii rău cu ăla, la, trebuie să nu știu ce, deși na, cu Alex am mai avut uh, și noi ne-am certat de multe ori, uh -huh. îmi amintesc, noi doi. Voi v-ați și bătut. Eu cu Alex ne-am și bătut, <laughs> dar nu e, adică, e, cu orice om astăzi vorbești de 30 plus, poate 20 și plus, vorbești, o să-ți povestească de bătăile din copilărie între frații. sunt n ai ce să faci. E ok sunt. se întâmplă și azi. Deci Bineînțeles, stai... dar... Nu între noi, da. Între e... Alex A, și da, Sara. Nu între noi, da. Nu, dar e lot. Adică, na, n-ai ce. E culmea. Ar fi mm. culmea să nu. Iar astăzi o văd ca pe un... Uh, m, e un super noroc. Mie mi se pare că e un super noroc. Hmm. Super noroc. E... știi cum e? E chestia aia, dacă... Nimerește în contextul ăsta în care să ai frați, uh, nu o să poți să să-ți imaginezi cum e fără, uh -huh. dar cred că nici nu. În, în contextul în care sunt frați care țin legătura și vorbesc între ei, nici nu cred că ai oportunitatea. nu, nu cred, nu ai oportunitatea în care, la care să te gândești că. bă, cred că ar fi fost interesant și să fiu singur. Nu am, am, nu există gândul ăla, nici nu-mi pun problema de el pentru că nu există nimic care să mă facă să gândesc asta. Da. Pe când dacă te-ai născut singur, nu pot să cred că nu ai momentul în care te gândești cum ar fi fost dacă aș avea un frate. Știi? Da. Uite, Mircea povestește la un moment dat că tot cerea, tot cerea frate, nu s-a întâmplat și după aia când ai lui s-au gândit, "Boi, poate n-n -ar, ar fi rău" și l-au întrebat, nu știu, el avea deja șapte ani sau ceva de genul și a zis în niciun caz, sau așa și Așa, eu, așa a rămas de, Cred că e ok yeah. Da, păi dacă și întrebi da. uh, E o vârstă la care cel mai probabil răspunsul e No man, everything is mine Hite, eu, Știi, eu cumva mi-am luat porția de copil singur uh, Dar pe tine te-au întrebat dacă vrei frați Pe bune mm. adică Nici măcar nu locuiam împreună, Alex ah. Adică, <laughs> știi am avut iar un flashback în momentul în care ați venit odată pe Decebal acolo unde stăteam și o aveam pe Natasha. Care dintre voi a făcut injecție în cap cu pixul, mai știți? Pe frunte. Probabil eu, nu știu. Sau eu? Și nu ai știu. făcut un z de toată frumusețea. Vai ce supărată am fost. Era o popușă din Polonia adusă de bun. Știu de Natasha, bineînțeles că știu, mi-am inteles perfect. te-ai jucat de -a, a, a, jucat de a doctorul și... Mi-am perfect. I-ai făcut un z pe frunte și nu n am putut să mai scot cu nimic. A intrat pixul ăla în cauciuc imediat. Vai ce supărată am fost. Nu e nimic ca mai târziu, am vopsit-o, eu am dat-o cu carioca pe la oră Aha. să o machiez, deci ok, Natasha am mai suferit. Dar, dar de ce am făcut mie, un z pe frunte. Nu știu, eu mi-aduc aminte, dar foarte Zorul. vag, de mm. cât de happy am fost că. De fiecare dată, când, când v-ați născut fiecare și mi-aduc aminte că veneam la pătuți, la voi și vă mângâiam și mă uitam și era mirosul ăla de bebeluș, o combinație de, nu știu, de mușețel, de gălbenele, de ceva, ca și cum a, dacă îl simt, a fost interesant, într-un curs ne-a întrebat cineva despre emoții și zice, nu știu, un miros al copilăriei și n-a fost nici cu turta dulce, nici cu, nu știu ce, cu prăjituri, cu așa, am zis mirosul de bebe. Uhum. Și, de fapt, nu era propriu zis mirosul de bebe, cât era mirosul de pudră. Era un mix din ăsta care a rămas și și acum acum Și care mine. era preferatul tău dintre noi doi? N-am avut. <laughs> avut. dar, nu, dar era amuzant să... Nu, chiar n-am avut. Adică cred că au fost momente în care mi-a plăcut mai mult de unul și de celălalt în funcție de care cum mă călca pe coadă, știi? Și mi-aduc aminte de cât de mișto era când totdeauna aveam cu cine să râd. Sigur că ne-am certat o grămadă și uh, multe neînțelegeri au venit și din faptul că eu eram mai mare și mi se părea că trebuie să faceți ce zic eu. Dar era foarte fain că puteam să râdem și ne uitam la Cartoon Network și deci noi am învățat o grămadă de engleză de oh, la da, cartoon foarte Network Mult. A, a fost și super cum tare. de Crăciun mâncam mandarine sau clementine din astea da. la, și erau Astea, maraton pe Cartoon Network cu toate uh, desenele, cu Tweety, cu toți ăștia mai da, era cu Toată când era o zi întreagă da, de, și de Era acum uh, temă de temă de, de crăciun. crăciun. Iar acum e ceva pentru care sunt super mega recunoscătoare că sunt, mă rog, că v-am, că ne avem și pentru relația pe care o avem, mm -hmm. că putea să nu fie așa. Da. Așa și e. uite, în încheiere, pentru că am zis așa, că se vorbește foarte mult în sfera de părințeală despre frații mici, despre da. certuri, despre așa, și ce-am vrut eu a fost pe lângă faptul că, așa îmi vine să zic, așa zic, e podcastul meu și e ziua mea și fac ce vreau mm. <laughs> și sper să nu plictisim cu conversația asta pe nimeni. Mi-am dorit foarte mult să arătăm un pic din dinamica asta și să împărtășim impresii despre cum vedeam lucrurile în copilărie, cum le vedem acum. Cred că, din dorința... Pe de o parte, cred că e și despre a-mi oferi mie speranță, pentru că Alex și Sara sunt în puncte foarte diferite, sunt aproape 5 ani, 4 ani și 8 luni între ei. Și se ceartă foarte, cu se distanța ceartă... dintre da, noi. Exact. Se ceartă foarte mult și sunt zile în care efectiv mă disperă și îmi vine să plec cu voi undeva, că tot vorbeam. Uh -huh. Doar așa, că vreau liniște și nu mai vreau să văd că se ceartă. Deci cred că pe de o parte a fost așa, de speranță pentru mine și pe de altă parte speranță pentru, poate pentru alți oameni care ne ascultă. Uh, și cred că mi-ar mai plăcea să cred că dacă sunt alți adulți care ne ascultă, care au frați, să pună mâna pe telefon și să se sune sau să iasă la o cafea sau să facă măcar un videocol dacă nu sunt în același loc, așa pur și simplu de hai să ne conectăm și hai să, hai să râdem sau poate hai să ne împăcăm. Uh -huh. Și vreau să, vreau să închidem așa. Există un, un, punct sau poate niște etape sau momente în care v-ați dat seama că relația dintre noi se schimbă? Îmi vine să zic că s-a maturizat sau că s-a așezat. Când ai plecat la Timișoara cu tine. Okay. Depinde, că au fost mai multe etape de schimbare a relației noastre și nu știu la care te referi. Am conștientizat schimbarea odată, cum a zis Alex, când ai plecat da, asta mie mi s-a părut paramount, cumva, o ruptură. Aia a fost cea de... mai Și ne auzeam la ne telefon. Ne certea, noi... Oricât de mult ne certam și așa, în momentul în care am plecat, cred că toți ne-am dat seama că ne e dor. Păi da. Și da. că lipsește ceva. Adică în momentul ăla s-au împuținat foarte mult neînțelegerile, mi se pare. Corect. Și eu cred că, că, că ne intrasem în zona era... de adulthood, adică oarecum, eram adult da. și nu mai... Uh, nu erau chestiile astea de adolescență Oarecum să știi și... că da. Da, când veneam la tine, mi-amintesc că ne-ai pentru prima oară ceva, sau mă rog, poate printre primele dăți și mi-am... Hmm. Erai... În a Bucătării. fost comestibil? da, da. Okay. Nu mai știu ce. Oh, era, nu mai se știu, dar. Era așa da. amazing, știu. Wow, oh, am venit aici la sora mea și mi-a făcut de mâncare. Da, nu da, știi da. când i ai zis lui bunica spanacul pe care îl fac eu e mai bun decât spanacul pe care îl face da, ea. Da, da, era deja era la București. Da, 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 eram da. la București. Okay. Um, cred, că a, cred că a fost un big da, uh, nu ego hit. Bine. Da, nu i-a picat bine, nu um, i-a picat bine. Aia a fost odată, și a doua, eu cred că a doua, a doua cea mai mare notabilă schimbare a fost când s-a născut Alex. Alex mic? Da. În ce Pentru că sens? deja eram obișnuit că tu ești plecată, noi eram în Cluj, dar dacă în București, mai nu mai era. Nu, împreună, împreună o vreme. Nu, 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 te, eu nu adică sau poate am, pentru tine. Cu Alex bani, am, fost, am fost, cu Alex am fost, am fost poate când era pentru mic, tine. avea 5 luni sau primul, ceva de ce primul, primul an, cred că nu, când. Ba da, nu, a făcut Andy poză cu el în Prosop, acolo, în camera mică, în camera mea. Uh, în primul Crăciun am venit cu Alex acasă Da, nu, nu, tu, nu știu, tu tu, știi pentru tine Care a fost Eu zic că aia a fost un alt moment de schimbare Pentru că după părerea mea Momentul în care tu ai avut Ți-ai propria familie uh -huh. Copil și așa A fost uh, Un moment de la în care am realizat Nu știu uh, Dar nu, nu știu să spun, nu e nimic de rău Dar nu știu să descriu uh, Sentimentul de cumva, nu știu, o chestie de aia de împlinire pe care am văzut-o la tine, știi? Mm -hmm. Și cumva o schimbare a relației în, în sensul de... A, mie mi se pare că atunci a fost, a marcat momentul ăla în care s-a îngropat absolut tot ce ține de etapa aia din a, a adolescență, copilărie, cu invidii, uh -huh. ă, ciudă, toate sentimentele uh -huh, din categoria uh -huh. aia. Și cumva atunci când tu ai, tu ai început să ai familia ta, îți ai creat propria familia așa, și ai avut copii și așa, a fost momentul ăla în care mi-am dat seama că s-a ajuns la nivelul ăla de adulți, frați, știi? Uh -huh. De maturi, okay. super maturi, care pot uh, fi super open, sunt... Uh, nu știu, a fost uh, o maturitate asta o mm -hmm. maturizare a frăției Adevărul că și mie, mi se pare eu aveam pare... 28 de ani, înseamnă că tu aveai 21 atunci, mm -hmm. nu, 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 tu aveai 21 tu aveai 23 mm -hmm. deci și tu erai deja adult da, da, da da. voiam să zic în completarea ce zis, Sandi că mie încă mi se pare ciudat când vorbesc cu Alex sau cu Sara și mă adresez, adică vorbesc despre tine și zic, mami, zic mami, pentru că îți spun ție mami și e, e ciudat știi? Da. da asta a fi fost o altă combisem. discuție. Cum te simți tu să-i zici lui mami bunii? Asta eu nu, <laughs> pentru mine, pentru mine, eu nu pot să-mi închipui cum o să pot vreodată să vorbesc cu cineva despre mama ca fiind bunii. Eu nu știu dacă o să pot să... Păi nu că pentru mine, mami, mami, dacă când vorbesc cu ăștia mici, a fost o perioadă din asta foarte confusing pentru ei, dacă ziceam de mami și de bunii, adică mama și bunica noastră. Și pentru ei era mai simplu să facă delimitarea cu ea e bunii. Până ei au înțeles că bunii e, de fapt, mama mea, mm -hmm. de aici a venit. Da, da, asta e, da. Asta e. Știi? Da. Și atunci, bunii e bunii și bunii noastră, adică mama e bunii și bunii e străbunii. Eu pentru zic, ei. așa, un, un, un pre-thought da, da, al da, meu da, pentru da. viitor, când o fi să se aha, întâmple și aha. să fie. Mie mi se pare ăsta un moment foarte greu pentru mine, ca om. Dar nu, să nu, de... pentru mine celălalt nu a fost o chestie conștientă sau ceva, mi s-a părut a, așa nu. firesc când, când am avut cu Alex conversații despre mami păi nu, că tu ești mami, adică, știi? Da. Și atunci am făcut delimitarea asta și e așarmăzat când vorbesc mi se pare cu ea. Unul asta, din lucrurile așa, alea, alea, mi se pare unul din lucrurile alea foarte mărunte, care de fapt Ce înseamnă a, foarte a, mult. Adică da. când mamii se transformă în bunie, like, uh, a, nu mai sunt copii la... Deci nu mai e doar mami, e u, I'm old, am copii. E mai așa te cum vezi din văd. punctul ăsta de vedere, chit că stăm în capete diferite ale țării. Uh, mi se pare că a fost așa mișto că, na, Alex și Sara sunt deja mari, 10 ani, 6 ani și așa îmi vine să zic așa, o să zic că n-a trebuit să o împart din punct de vedere de bunică și de ajutor fiind atât de departe și văzându-ne totuși rar, momentele alea când era la București, știi? nu erau și alți nepoți ca să, ca să, ne împartă și pentru mine era guraia de, de, oxigen care de multe ori lipsește cu desăvârșire. Așa. Da, uite, nu m-am gândit la asta. Pentru mine, da, o primă, o primă etapă unde am simțit că într-adevăr se schimbă relația dintre noi a fost aia când am plecat la Timișoara nu chiar imediat, dar când mi-am dat seama, băi, stai că mie mi-e dor, de, mie dor de ei și eu parcă mă aș duce acasă, Uh, și da, uite, a doua nu are legătură cu când s-a născut Alex. În schimb, eu am simțit că ducem relația la alt nivel în momentul în care ați venit la București. Am vrut să zic că ne-am mutat aici. Pentru că mi se părea senzațional și mă simțeam atât de norocoasă că nu mai e o țară întreagă între noi, indiferent că erați la Oradea sau la Cluj. Și asta mi se pare că a fost, băi, stai puțin, că noi suntem aici, chiar dacă restul familiei e în altă parte, noi suntem aici și depinde numai de noi să ne vedem și să avem grijă de da, cu relația noi că asta. Fix momentul în care am venit noi doi la București, că am venit în același an, am venit deodată, a devenit și momentul în care cred că relația mea cu Andy s-a schimbat un pic, uh -huh. pentru că nu mai locuiam în același apartament, el locuia singur și uh -huh. eu locuiam cu Victor și eram... Uh -huh. În apartamente diferite, dar cumva aveam fiecare responsabilitatea întreținerii chiliei. Uite că e tot și cu toate plecatul de acasă, astea. vezi? Da, <laughs> nu, eu, la modul serios, eu chiar cred că chestia asta de plecat al fiecăruia pe rând și diferența de vârstă și etapizarea plecării mm -hmm. de acasă și a devenirii fiecăruia a fost unul din lucrurile care au consolidat foarte mult relația, paradoxal, dacă pe moment părea că nu. Mm -hmm. Faptul că dacă am fi rămas cap coadă full împreună, în aceeași casă, în același loc, până fiecare pleca la casa lui, nu știu. Nu-mi dau nu seama cred, dacă nu știu cum ar fi transformat relația. Uh -huh. Pentru că nu am fi avut uh, momentele acelea în care să procesezi, de fapt, rolul celuilalt. Că fiind tot timpul împreună uh -huh. uh, și în aceeași casă, ar fi fost foarte greu să ai momentul ăla în care să zici, bă, da beyond certuri și alea, de fapt, uite, nu știu, interesant Aha. de gândit. Da. Deci e cumva ordinea din dezordine. Ordinea din dezordine, da. Mai și a vezi? mai fost Așa. un moment când a plecat Andy la facultate ceva? și am rămas eu singur cu mama și atunci era foarte goală casa. Eram doar noi doi și Ziceam, îmi zicea mama că nu nici nu se aude că e acasă, că eu eram cu minte, mm -hmm. -a? eram acolo. Nu... Cu minte! Nu no. știu, nu... Da, am înțeles, erai liniștit cu treaba ta. Da, uite, la asta nu m-am gândit, că la un moment dat tu ai rămas singur. Da, doi da, ani. Asta am uitat și eu, adică... Da, chiar. Da, culmea că eu când mă duceam la Andy la Cluj nu simțeam ca atunci când mă duceam la tine, știi, și vai, mi-a gătit Andy sau... Dar știi ce fani. Eu da. nu mi amintesc de ce Culmea, deși era din uh, perioada în care totuși aveam... Uh -huh. Mi-am făcut amintiri din perioada aia, eu nu mi-am amintesc doi ani în care Alex n-a fost la Cluj. Eu mi-am amintesc doar pe an în care a fost. Eu nu știu ce a întâmplat în aia doi în care n-a fost. Eu cred că era foarte mult despre tu cu tine și maturizarea ta. Era foarte mult de procesat prin ce treceam eu cu faptul că sunt singur și acolo și că trebuie să mă descurc cu chestii, da. Și cred că era foarte mult despre tu cu tine, efectiv, și despre, a știi? Cred că despre asta e... Da, 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 da. Ok. Ați fi vrut să vă mai întreb ceva sau să povestim ceva în ideea asta de viața cu frați? Mie nu vine nimic în gând acum. Super, Yes. mai facem mai facem, mai facem, facem. Trebuie, asta. Trebuie, să vedem, trebuie să vedem despre ce va fi data viitoare o să fie interesant data da, viitoare, zic. deci ca să ținem tradiția data viitoare să facem și cu video că de fiecare dată adăugăm ceva a fost online, Aaaa. acum mai e cu un microfon dar nu viitor punem și camera da, îmi place, stabilim de pe eu acum eu credeam că se întâmplă de anul ăsta cu camera chiar eu am vrut să o fac păi da. și De ce n a zis? nu știu nu știu, numai, știi de ce? Că logistic era destul de complicat. complicat că, de adus, trebuia de să... să faci ordine. Nu și... e numai asta. Nu, da. <laughs> Aparte. că puteam să ne așezăm pe partea asta sufrageriei păi care asta arată e bine. Că, e că, pentru asta e nevoie să stăm la, ce, la, la nu, aceeași dar, masă, Ca da. să fim în focus. E Facem okay o că... promisiune publică? Public, da. Deci la anul ne și vedem. Este la anul ne și vedem. Ok. Deci asta pentru mine este încă un milestone să mă mențin uh, fit. Fit. <laughs> <laughs> da, nu știu, o să vedem despre ce, despre ce o să vorbim. Mulțumesc că mi-ați zis da. Cu plăcere. Uh, cu plăcere! Uite, cred că ne-a ajutat și vremea, că deși e super soare afară azi, duminică, în ziua în care înregistrăm, este nu că ia, un vânt din ala nebun de, de neia așa pe sus. Îi mulțumim și lui Mircea că a dus copiii la Antipa, ca noi să avem liniște. Îi mulțumim și lui Blu că ne-a lăsat să ne facem de cap în liniște. Vă iubesc! Și Mă eu. bucur că ați fost aici! Și eu! Și m-ați răsfățat în avans cu cadou! A venit ziua, ziua ta, mea. de da. în pre preziua ta. Da, ziua mea e pe opt podcastul este pe 7, sperăm să vă și placă. Și cadoul vine pe 3. Da, și cadoul vine pe 3, mi se pare normal. Gata! Închidem aici, mulțumesc și la anul ne și vedem. Da. Zi bună, da. mulțumim! Pa! Bye-bye! Pa. Bye. Aici se încheie și episodul nostru de azi. Ne-ai auzit? Am făcut o promisiune. Anul viitor schimb prefixul, fac 40 de ani și am promis că va fi un episod împreună, dar și cu variantă video, să poți să ne și vezi. Îți mulțumesc că ai rămas cu noi până la final. Sper că am reușit să-ți transmitem din energia noastră și că chiar dacă poate nu ai frați, a fost o conversație care să-ți hrănească, să-ți fi hrănit sufletul. Până data viitoare, când am un nou invitat pentru tine, ține minte, te rog, că și tu poți avea o viață pe care să o iubești. Pauza de bine Un podcast de life design De Cristina Oțel